Atunci Filip a luat cuvântul și a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și faminul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima ta, se poate. Faminul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famin. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Aici este apa. Pentru cei din spate care nu știu, aici este apa. Aici sunt patru persoane îmbrăcate în alb. Irina, Angela, Demie și Daniel. Lângă ei sunteți voi. Îi cunoașteți, nu îi cunoașteți, prieteni sau neprieteni, pocăiți sau nepocăiți. Voi de ce sunteți aici? Eu am venit din România, de pe meleagurile Bucovine, special pentru evenimentul acesta. Dar voi de ce ați venit? Ei, astăzi pe voi o să vă folosim pe toți ca martori la ce se întâmplă. Voi veți fi martori oculari și mi se pare un lucru de bun simț să explicăm celor care nu sunt în temă ce se întâmplă astăzi aici. Aceste patru persoane astăzi încheie legământ cu Dumnezeu. De asta suntem noi aici. Ce este aceea un legământ? Un legământ este o înțelegere, un contract oficial. Legământ poate fi între oameni, da? Cartea lui Samuel, capitolul 18, vorbește de doi băieți care se simpatizau tare, care s-au împrietenit și în versetul 3 spune că au făcut un legământ. David și Ionatan au făcut legământ de prietenie. Există legăminte sau înțelegeri între două țări. Cartea Împărat, capitolul 15, spune că Asa a făcut un legământ cu Ben-Hadad, împăratul Sirii, o alianță militară. Legământ, în cartea Maliahi, capitolul 2, cu versetul 14, este cel care se face între un bărbat și o femeie și se cheamă legământ de căsătorie. Legământul de căsătorie și căsătoria, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, strictare de aici ca să se audă, este între un bărbat și o femeie. Amin? Amin. Când vorbim de legământ, ținerea legământului se cheamă credincioșie. Unii rup legămintele acestea și ăsta e un păcat. Când tu calci legământul de prietenie cu cel pe care l-ai făcut, când tu calci legământul căsătoriei, înșel bărbatul, înșel pe nevasta ta, divorțezi că nu-ți mai place după ani și ani de zile și ai călcat în picioare legământul care l-ai făcut, ăsta este un păcat. Vedeți dumneavoastră, când se rupe o alianță între două țări, se pornește război. Oamenii se supără. Dar nu vorbim de legămintele omenești. Astăzi vorbim de un alt legământ. Legământul care îl poate face un om cu Dumnezeu. E ceea ce face Irina astăzi. Ceea ce face Angela astăzi. Ele două încheie astăzi un legământ. Ele cu Dumnezeu, cu Creatorul. Demie și Daniel la fel fac. Când vorbim de legăminte, există o parte
în contractul ăsta, în înțelegerea asta, există o parte cu care vine Dumnezeu și o parte cu care vine om și intră în legământ. În contractul ăsta, fiecare vine cu contribuția lui, nu? La căsătorie, nu-i tot așa? Eu vin cu partea mea de iubire, ea vine cu partea ei. Eu vin cu partea mea de avere, ea vine cu partea ei de avere. Eu vin cu promisiunile mele, ea vine cu promisiunile ei. Bun, acum, când vorbim de legăminte între Dumnezeu și oameni, Biblia vorbește de mai multe legăminte. Legământul care l-a făcut Dumnezeu cu Adam, care l-a făcut cu Avram, care l-a făcut cu Noe, care l-a făcut cu alți oameni în Scripturi. Dar două legăminte sunt mai importante. Legământul care l-a făcut Dumnezeu cu Israelul, cu poporul evreu, că de la Ierusalim se scrie istoria, de acolo se dă ora exactă, nu din turnul de la Londra. Toate națiunile pământului se rotesc în jurul Ierusalimului. De acolo știm noi că vine sau nu vine sfârșitul. Și Dumnezeu cu evrei a făcut un legământ. Al doilea legământ, legământul care l-a făcut Dumnezeu cu neamurile care se cheamă biserica. Vine Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 8, și spune despre aceste două legăminte și vorbește de superioritatea legământului făcut cu biserica. Și spune că e mai bun legământul vostru, care îl faceți azi voi cei patru, decât legământul care l-a făcut Dumnezeu cu Israel. Când vorbim de legământ, spuneam că fiecare își aduce contribuția lui. Dumnezeu a făcut un legământ cu Israel și le-a spus așa: voi sunteți robi în Egipt, nu-i nimic. Eu vă scot din Egipt și vă duc într-o țară binecuvântată. Asta e partea mea, e promisiunea mea. Asta e partea cu care intru eu în legământ. Voi ca oameni, ce mi-acordați? Și în Exod, capitolul 24, spune că poporul a promis ascultare. Vom asculta tot ce ne spui. Când vorbim de făgăduințele lui Dumnezeu, acum ne uităm că lumea zace în cel rău. Lumea asta e stricată, e pervertită. Dumnezeu mi-a îngăduit, am umblat mult pe pământul acesta. De multe ori în țările din Europa, de multe ori. Știu, eu am mai fost în Israel, în Dubai, în Canada, de multe ori în America, la capul celălalt de pământ, în Australia. Am văzut ce se întâmplă în lumea asta. Am văzut legile care se dau. Am fost până în Norvegia, am stat de vorbă cu familia Botnariu, cărora li s-au luat copiii. Am văzut teroarea care e implantată acum de legile drăcești ale Europei. Am văzut luptele acelea de masă din America, când s-a legiferat căsătoria între oameni de același sex, bărbat cu bărbat, nevastă cu nevastă, adică femeie cu femeie. Astea sunt niște legi drăcești care, nu știu în Spania dacă sunt sau nu, dar ele vin, vor fi aduse pentru că lumea e stricată. Lumea, spunea Ioan, zace în cel rău. Oamenii zac în păcat și în fără de lege. Dar vine Dumnezeu și spune: eu vă iau de pe pământ și vă duc în cer. Asta e promisiunea lui Dumnezeu. Partea lui Dumnezeu cu care intră în legământ, făgăduința, e că ne ia de aici și ne duce în cer. Care e partea voastră? Voi cu ce intrați în legământ? Ați faceți legământ cu Dumnezeu? Dumnezeu se angajează să vă ia de aici, la sfârșitul vieții sau la sfârșitul iminent al lumii, și să vă ducă în cer. Voi cu ce veniți? Evreii au venit și au spus: Doamne, noi te vom asculta. Cu ce intră biserica în legământ? Cu ascultare față de Domnul. Să ne ajute Domnul, amin? Promite și voi că veți asculta de frați, de Scriptură, de Dumnezeu? E partea voastră cu care trebuie să intrați în legământ.
Apoi vine Scriptura vorbind de legământul acesta și spune că el trebuie ratificat. Trebuie să fie autentic, trebuie să fie parafat. Legământul din Vechiul Testament, știți cu ce a fost ratificat? Cu sânge. Când Domnul a încheiat cu evreii un legământ, a luat un animal, un vițel, l-a jertfit și cu sângele l-a stropit totul și a spus, ăsta e sângele legământului. Când Domnul încheie legământ cu biserica acum, ratificarea legământului se face tot cu sânge. Dar nu mai este sânge de țap, de miel sau de vițel, ci însăși Hristos Domnul a venit în lumea noastră, s-a întrupat prin Fecioara Maria, a murit în locul nostru și prin sângele Lui am căpătat iertare de păcate. Slăviți să fie Domnul! Amin. Deci ratificarea legământului nou se face printr-un sânge mai bun ca ăla vechi. Nu cu sânge de animal, ci cu sângele Domnului Iisus. Legământul, spune în Exod capitolul 24, căci cuvintele legământului au fost scrise într-o carte și se cheamă Cartea Legământului. În Evrei capitolul 8 spune că e mai bun legământul de azi. Și iată legământul care îl voi face cu ei, zice Domnul. Voi scrie legile mele în inima lor și poruncile mele în mintea lor. Voi trebuie să aveți în minte și să aveți în inimă legile și poruncile lui Dumnezeu. Amin? Amin. Legământul avea un semn atunci. De exemplu, când a făcut Dumnezeu legământ cu Noe și a spus, nu mai trimit potop pe pământ. Uite, eu am să fac un semn care să-mi aduc aminte și în nori Domnul a pus curcubeul, semnul legământului. La evrei, semnul legământului era circumscrisia, adică tăierea împrejur. Iar acum, semnul legământului care îl faceți voi cu Dumnezeu, e botezul în apă. Semnul exterior prin care văd toți că voi ați făcut un legământ cu Dumnezeu, legământul ați făcut în interior, în inima voastră. A jurat credință lui Dumnezeu, v-ați plâns păcatul, ați luat hotărâri de pocăință, dar semnul legământului, valabil pentru toți marturii de astăzi, este botezul în apă. Ce este botezul? Spunea Petru, nu e o curățire de întinăciunele trupești, nu e o baie comunală, nu e o baie obișnuită pentru trup, este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Ce simbolistică are botezul? Când ei vor intra în apa botezului și vor fi cufundat, spune Pavel în Romani, înseamnă că omul vechi, cu păcate, cu pofte, cu mizeria, moare. Moare împreună cu moartea lui Hristos și când îi scoatem din apă, îi scoatem la o viață nouă, îi scoatem oameni noi, iertați de Dumnezeu. Doamne ajută așa să fie și voi, amin? Și după ce ieșiți din apă, să rămâneți curați tot timpul. Vorbind de legământul acesta, de actul botezului, am să vă dau doar două exemple de botez. Unul, mare bucurie de care vorbea fratele Nelu, că în final botezul trebuie să finalizeze, dacă vreți, cu bucuria, am citit aici o întâmplare. Din împărăteasa Cantace, de departe, din Etiopia, o veni ministrul de finanță la Ierusalim ca să se închine și acum mergea înapoi acasă, în carul lui, cu suită, cu armată, cu caravană lungă, au mers sute, poate mii de kilometri până acolo. Și Duhul Domnului spunea lui Filip, un om pocăit, du-te, ajunge carul. Aleargă Filip, ajunge carul și-l aude pe famenul ăsta că citea. Și îl întreabă, înțelegi tu ce citești? Îl poftește în car, stau de vorbă și imediat Filip îl botează pe famen. Cum de omul ăsta, famenul ăsta, a primit așa de ușor botezul?
ce caracteristici, ce caracter, cum era felul lui de a fi, de a accepta așa de ușor să fie botezat. În primul rând, omul acesta a avut o mare dorință de închinare. El a venit de la sute de kilometri în condiții rudimentare de atunci, prin praf și soare, să meargă la Ierusalim ca să se închine. Aveți și voi dorință de închinare lui Dumnezeu? Aveți? Vă rugați? Citiți Scriptura? Doamne ajută-ne! Cântați? Daniel era un pic indignat că nu vrem să cântăm. Ori cântarea este un mod de a ne închina lui Dumnezeu. Cât urmăriți părtășia cu Dumnezeu și cât din viața voastră și din timpul vostru îl petreceți pierzând vremea aceasta. Omul ăsta a avut o mare dorință de închinare și toți care au dorința sinceră de a se închina, într-un final îl găsesc pe Dumnezeu. Dorința lor de închinare însemna efort fizic, că e mai bine să stai acasă să frigi mici decât să te duci la biserică să te rogi, nu? E mai bine să stai la televizor să vezi un meci, să vezi o emisiune, să vezi o telenovelă, decât să vii la adunare, să te pleci pe genunchi și să mulțumești Domnul. Închinarea întotdeauna implică un efort fizic. Sunteți dispuși la aceasta? Închinarea implică un efort financiar. Dacă nu uit, mi-aduceți aminte, de seară am să predic despre zgârcenie sau despre lăcomie. Știți de ce? Ați făcut colecta și am văzut cum pasați așa, nici ăștia, nici spanioli nu pasează mingea așa de inteligent cum o pasați, mai de la unul la altul așa. Și dacă v-aș lua seculețul când l-o pus aici, ca bănuțelul un Hagi Tudos, o sunat așa, nu știu ce aveți acolo, nu cunoști, cred că aveți numai cenți tot. Dar mi-aduceți aminte să predic de lăcomia de avere, da? Ei, închinarea înaintea lui Dumnezeu implică un efort financiar, trebuie să te cheltuiești și Dumnezeu să ne dea dorința de închinare, amin? Amin. Frații mei, omul ăsta a primit botezul pentru că a avut o dorință de a se închina lui Dumnezeu. Ceva, sufletul lui dorea dumnezeirea. Am fost invitat în comuna Părtești să oficiez un botez în apă la o bătrână de 91 de ani. Am vrut să mă convinc că e lucidă. Am pus-o să dea o declarație. Și am întrebat măi, soră, ce te faci acum la 91 de ani să te pocăiești? Familia împotrivă, onoră tare îndărătnică. Soacră mea n-are minte. Am stat de vorbă cu ea, repet, am pus, o dat scris, o semnat, am vorbit cu ea. Și a spus, măi, frate, măi, toată viața mea am avut așa un gol după Dumnezeu. Primul pocăit din Părtești a fost tatăl meu, dar eu eram mare și nu m-am pocăit. Când s-a pocăit el, eu eram fată, mergeam la horă, m-am măritat în lume, am căutat fericirea în lume, distracții, plăceri de tot felul. Niciodată n-am fost satisfăcută. În inima mea era un gol de forma lui Dumnezeu. Și numai Dumnezeu poate împlini nevoia aceasta. După ce am botezat-o în apă, 91 de ani, am ridicat-o, era așa de veselă și îmi spune, frate, așa mă simt de bine, așa mă simt de tânără, așa mă simt de împlinită, am încheiat legământ cu Dumnezeu. Când vorbim de omul acesta avea o dorință de închinare, avea o dorință de cunoaștere. De la Ierusalim o cumpăra și el un suvenir. Eu am fost și el la Ierusalim. Ba, îți dă o bucățică din crucea lui Hristos, că dacă s-ar strânge toate bucățelele, ar trebui garnituri de tren să le tragă. Da? Eu am fost mecanic locomotivă. Ba, îți dă un pic de apă sfințită din Iordan, bază de un pic de mir, de nard mirositor și de l-am cumpărat și eu și multe, multe suveniri pot să cumpăr de la Ierusalim. Omul ăsta a gândit, măi, eu merg mult, am să cumpăr și eu ceva de la Ierusalim.
Care știi ce-o cumpărat la Ierusalim? O cumpărat o carte a prorocului Isaia și citea în carte, nu asculta veștile, oare ce mai e în Etiopie, oare ce face împărăteasa mea, în drum spre casă, el avea o mare sete de cunoaștere. Eu aș dori ca Dumnezeu și pe voi să vă binecuvinteze. Amin. Și dacă ați venit aici, să vă satisfacă Domnul setea asta de cunoaștere. Ești interesat de Dumnezeu? Da? Când ai citit ultima dată în Scriptură? Mă rog, măcar ascultați-mă aici, dacă toți sunteți la biserică, fiți atenți, da? Ați venit în casa lui Dumnezeu, aici e prezent Dumnezeu, aici se vorbește Scriptura. Când ai citit ultima dată din Scriptură, da, soră, mă ascultați? Da? Când ați citit ultima dată din Scriptură, asta denotă setea de Dumnezeu. Bă, nu pot să spui că eu am o sete de cunoaștere, nu citesc o carte, nu mă duc la adunare, nu mă rog, asta nu-i sete de cunoaștere. Omul ăsta avea o mare sete de a-L cunoaște pe Dumnezeu și era un om foarte smerit. Omul ăsta era ministru, domne. Și vine un colbăit pe drum, el a fugit pe jos. Și spune, înțelegi tu ce citești? Cum să înțeleg dacă nu mi-explică? Hai, vine și mi-explică. Îl dă mâna și îl trage în car. Atâta suntem de mândri, atâta suntem noi superiori tuturora. Dar cine ești tu să mă înveți cu mine, domnule? Dar ce școală ai? Dar câte doctorate ai? Ei bine, ministrul de finanțe era un om foarte important. Și la un om care fugea prin nisip, la un om prind de praf din cap până în picioare, îi spune, dacă vrei, vino și mă învață. Omul care are inima smerită, îl va găsi pe Dumnezeu. Amin. Dumnezeu îi se va descoperi, amin? Amin? Cei mândri vor rămâne mândria lor, dar și în ignoranța lor. Omul ăsta avea dorință de a împlini ce o înțeles. Și numai ce merge acolo pe drum și spune, uite apa. Acum, dacă voi ați înțeles, eu vă întreb de ce nu primiți botezul. Uite, apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și la întrebarea asta, aș vrea să dau câteva răspunsuri. Aici e apa. Eu vă întreb, ce mă împiedică pe voi să fiți botezați? Unu, necredința. Nu credeți. Ce spune eu, nu credeți. Ce spune Biblia, nu credeți. Dar omul ăsta, v-a spus, ce mă împiedică? Și Filip îi spune, dacă crezi, din toată inima se poate. Și el a spus, cred. Și în urma credință, când tu îi spunea fratele, vine credința, după aia boteză. În al doilea rând, necunoașterea. Sunt tot felul de oameni ironici, dar sunt și oameni sinceri. Odată când predicam eu Evanghelia, vine o bătrână din sat la mine, dar o femeie evlavioasă, îmi spune, domnul Dragoș, eu știu că pocăința e bună și chiar m-aș botiza, dar nu fac un păcat oare? Că eu când am fost mic, am fost botezată. Și în carte scrie că e o credință, un domn și un botez. Păi dacă mai mă botez o dată, am două botezuri. Nu s-a mânia Dumnezeu pe mine? Acum la ăla bajocoritor, nici nu vorbesc cu el, dar când omul e sincer, atunci trebuie să stai de vorbă cu el. Și am spus, dar botezul care l-ai luat, matale, îi după cum scrie în Scriptură? Eu am un băiat de-a lui soră mei, președintele tribunalului din București, pe secția civilă, pocăit. Eu am cumpărat de la unul încheș de-a mea o bucată de pământ lângă casă și după mintea mea a spus, hai să fac și niște acte. Și la noapte un cheșul l-am scris eu de mână. Eu, croitor Dragoș, am cumpărat atâția ari și am dat banii ăștia. Un cheșu, scrie și matale. El, om bătrân, la 70 de ani, eu, croitor Vasile, am vândut la nepotul meu și am luat banii. Ei, acum eu vreau să-mi fac casă, să scot autorizații, mă duc cu hârtia asta la primărie, spun, dar ce e asta? Dar asta nu-i valabil. Mă duc la nepotul, ca am pire. Măi, Cătălin, e bun... un cheșu, dar matale, ești un cu minte. Cum să fie bună hârtia asta? Păi când se face o tranzacție, se face în cadrul legal după legile României.
trebuie să iei, să te duci la notar, să plătești o sumă, să-ți pui notarul ștampila, să o legifereze și era așa, dar acum nu e ta. Ei bine, ca să fie valabil un act cultic, el trebuie să fie făcut după Scriptură. Ascultați ce spune Biblia despre botez, dacă vreți. Romani, capitolul 10, versetul 9 și 10. Dacă se poate afișa, ar fi tare bine. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat de morți, vei fi mântuit. Deci fiecare când încheie botez, o să vedeți îndată, oamenii ăștia o să fie întrebați: crezi tu că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu? Și ei spun da, cu gura lor trebuie să mărturisească. Noi avem așa de multe ori o scuză. Eu am un prieten bun, a fost secretar de partid mare, cu birou, cu... în vremea lui Ceaușescu. Și s-a pocăit. Când s-a pocăit, l-a pus în mături în curtea combinatului. Cu o mătură și un foraș mătura. O căzută de gradele lui, așa. Dar era plin de bucurie. Și odată venea în troleu din Suceava și avea un... se întâlnește cu un coleg din servici. Și îi spune ceva: băi, nu vrei să te pocăiești? Băi, Costel, eu vreau să mor așa cum m-am născut. Băi, rămânem prieteni fără multă teologie. Eu mor așa cum m-am născut. Și prietenul avea un băiețel de vreo 3-4 ani și îl lasă pe tatăl și îi spune la băiețel: băi, cum te cheamă? Ionuț, câți ani ai? 5 ani, 4 ani, 6, nu știu exact. Și spune: băi, Ionuț, tu bei? Spune: nu beau, tata. Nenea: băi, tu fumezi? Nu, nenea, eu nu fumez. Bă, dar înjuri, nu înjuri. Nu, nenea, eu nu înjur. Și Costel îi spune la tasă: băi, vezi cum ne-am născut? Dacă ne-am murit măcar cum ne-am naște, ar fi bun. Dar noi nu murim cum ne-am născut, noi murim cum am trăit. Că nu ne-am născut nici cu tutunul, nici cu curachiul la noi, nici cu înjurături, nici cu toate păcatele, cu droguri și pornografie. Nu așa ne-am născut. Bebelași inocenți să nu-ți îmbață la pieptul mamei. Așa ne-am născut. Dar astfel am zis, ce facem cu ele? Și acum vine Biblia și spune așa: dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn. Asta e cadrul legal arătat de Scriptură. Odată, eu respect foarte mult fețele bisericești, preoți ortodoxi, catolici, care îndrumă într-un fel pe români. Eram în troleu de Suceava, foarte aglomerat. Eu am luat roleul mai de la capăt și aveam loc chiar lângă ușa acolo. Când au ajuns în centru, urca lumea pe scări, a intrat și un preot în vârstă cu Biblia în mână, cu crucea pe ea. Și când am văzut că n-are loc așa, eu eram atunci mult mai tânăr, am spus: nu vă supărați, haide veniți și stați aici în locul meu. El a venit, mi-a mulțumit foarte frumos, a vorbit ceva cu mine, eu i-am răspuns înapoi. El se uită lung la mine și mai mă întreabă ceva. Și eu iar îi răspund. Autobuzul aglomerat și se uita la dialogul nostru. Dar el mai pune o întrebare. Ia să-mi spui tu mie acum, ia, tu când ai fost botezat în apă? De eu zic, dacă nu vă spărați, cred că la vreo 20 de ani am primit botezul în apă. Dar el îmi spune: te-am citit de la început. Ești un rătăcit și un eretic. Am eu îți dau un loc în autobuz și tu mă faci rătăcit, mă faci eretic. Da. Dar nu i-am făcut niciun reproș. Am spus că eu respect oamenii ăștia. Am spus: părinte, nu te supăra. Văd că ai în mână Cartea Sfântă, Biblia. Da? Biblia. Uite, are cruce pe ea. Are cruce. Bun. Ia citește-mi mie acum să audă toți oamenii în toată Scriptura, în toată Biblia, un singur caz când a fost botezat un copil mic. După aia îmi dai mie Biblia și citesc în multe locuri unde au fost botezați oameni mari. Dar ce credeți? Oamenii țineau cu el, nu cu mine. Și el a început să foiască pe scaun așa,
a spus, citește-i, părinte, citește-i odată. Și nu mi-o citit nici până în ziua de azi. Știți de ce? Nicăieri în Sfânta Scriptură nu i-a arătat botezul unui copil, nicăieri. Dar eu vă arăt și v-am citit aici de famen, care o mare ministru fiind, o primit botezul. De ce nu se botează oamenii? În primul rând că nu cred, în al doilea rând că nu cunosc. Eu am un prieten bun, are 80 de ani, am mai povestit eu asta, Mitruț Iliuț, îl cheamă din Vicovul de Sus. Era prieten la cataramă cu directorul Toma de la Combinat, directorul general. Ăsta era un pocăit, mergea cu la el pe acasă, repara, avea cheiri, om de încredere. Și directorul îi spune, băi, Nea Mitruț, orice ai nevoie, vii la mine, că suntem prieteni. Și odată soția fratelui Mitruț a născut un băiat, un băiețel, și nenea, fratele nostru, se duce, bate la ușă la directorul, bună ziua, bună ziua, directoarea, îl cunoștea, da, intrați, vă rog. Duce acolo, o, Nea Mitruț, scoală directorul, dă mâna, ce mai faci? Ca doi prieteni, unul director general și unul angajat. Doamne și director, am nici să vă spun că mi-a născut nevasta. Și ăla spune, o, felicitări, și ce ai, băiet? Iese după birou, îi dă mâna, îl strânge să străiască, ideea Dumnezeu, sănătate, doar și director. A spus că dacă am o problemă să vin la matale, uite, am o dorință. N-a spune ce vrei. Aș vrea băietul ăsta să-l angajez aici la Combinat. Și el spune, da, numai să dea Dumnezeu să fie sănătos, să fac un pic de școală și îi dau eu aici un loc de muncă, doar și director. Eu aș vrea să-l angajați acum, să-i meargă vechimea. Și directorul spune, măi, păi ne dau ăștia la ziar, mă, ne dau la ziar ăștia, cum să angajez un copil de 2 săptămâni? Și spune, dar matale, cum ești creștin de la 2 săptămâni? Și directorul Toma, om cu minte, a spus, stai așa că m-ai prins, stai, lasă-mă să mă gândesc un pic. Frații mei, dragi ascultători ai Scripturii, eu n-am niciun interes că dacă Domnul mâine eu plec de aici. Dar interesul meu este ca oamenii să aibă o înțelegere reală a Scripturii și a Pocăinței. Nicăieri în Sfânta Scriptură, și uitați-vă în istoria bisericii, că în vremea lui Constantin cel Mare a început să fie încreștinați copiii mici. În era primară, era apostolică, nu s-a practicat așa ceva. Poate vă mir acum de ce 4 oameni mari, 2 surori, cum le spunem noi, și 2 frați, încheie legământ cu Dumnezeu acum, pentru că Biblia spune că ei trebuie să mărturisească cu gura lor credința în Domnul. Să-i ajute Domnul, amin? De ce nu se botează oamenii? Că nu toți sunt dispuși la suferință. Că în urma botezului și imediat în câteva cuvinte voi mai prezenta un aspect al botezului. În urma botezului apar suferințe, ironii, ocări, bazjocuri, prigoană. Mama mea a fost născută în 1930. Domnul a chemat-o casă. Era născută pocăită. Pe bunicul meu l-am cunoscut bine. A fost condamnat la Cernăuț pentru 25 de ani din pricina religiei. Acolo erau hoți, erau deținuți politici și foarte mulți oameni credincioși. Mama mea a rămas fără mamă de la 6 luni. Și când avea 5 ani, a rămas fără tată, pentru că bunicul l-a condamnat pe 25 de ani la Cernăuț. Îmi spune, băi băiete, a rămas acasă 3 copii, n-avem unde dormi, n-avem ce să mâncăm, n-avem cine să ne învețe, n-avem cine să ne mângâie. Mama era în mormânt și tata la Cernăuț. 4 ani și 8 luni de pușcării i-a făcut acolo și după aceea le-a dat drumul înapoi acasă. Pentru că acum e vreme de libertate, nu mai este Inchiziția. Am fost în muzeul din Londra, unde atâtea cruzimi, atâtea metode de tortură au putut să născocească oamenii împotriva oamenilor. Dar acum e vreme de libertate. Spania a fost plină de torturi. A fost plină, Inchiziția aici în Spania a înflorit. Acum trăim vremi de libertate. Mă rog Domnul să rămână așa.
Dar există ironie, ocară, batjocuri în familie și Dumnezeu vouă să vă dea putere să rămâneți credincioși. Amin? Aș vrea să prezint botezul acesta dintr-o altă perspectivă și nu voi vorbi mult, voi încheia. Spune cuvântul Domnului că evreii au fost botezați pentru Domnul Mare. Evreii au trecut Marea Roșie. Eu aș vrea ca botezul ăsta să-l prezint ca o sărbătoare, așa cum și este, dar în scurte cuvinte vreau să prezint evenimentul de azi ca un război. Botezul de astăzi este o luptă, amintea fratele meu aici. Pentru că diavolul, vrășmașul, nu vă lasă pe voi să plecați din împărăția lui. Voi, într-un fel sau altul, ați păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Erați, într-un fel, copii ai diavolului. Astăzi vă faceți copii al lui Dumnezeu. Ori diavolul nu-i bucuros de lucrul acesta. Eu aș dori ca Domnul pe voi să vă binecuvinteze. Probabil că voi renunța la partea asta de predică, timpul trecut, dar vreau să vă spun tuturora, în cer este o mare sărbătoare. Sfinții lui Dumnezeu se bucură. Dumnezeu se bucură. Diavolul se mânie. Rămâneți copiii lui Dumnezeu. Amin. Și tuturora le spun de aici, iată apa, ce vă împiedică? De ce nu primiți botezul? În localitatea Graz din Austria am o familie, prieten bun. El e născut din familie pocăită, nu a fost pocăit niciodată. Ei din familie din nepocăiți. S-au căsătorit, au mai mulți copii și acum una din fetele lor, pe malul apei, primește botezul în apă. Mama ei s-a pocăit, frații s-a pocăit, tata a rămas nepocăit. Un bun, un mare patron cu mulți angajați, stă bine financiar. Și acum era apa, erau martori, părinți și erau mai mulți predicatori acolo. Sora Cate, așa o cheamă pe fata asta. Când a venit rândul să intre în apa botezului, nu s-a dus la apă, trebuie să coboare în râu. Când a venit rândul să ia botezul, s-a ridicat din grupul celor 11 îmbrăcați în alb și s-a dus la tatăsul. Și l-a prins în brațe și a spus, tata, mama e botezată. Noi copiii tăi suntem botezați. Tu ce mai aștepți? Și s-a uitat Florin e un om mare de 1,90 m, bărbat, dar voinic. S-a uitat roata, a început a plânge, a dat ceasul jos, a dat haina jos și a spus, primește și eu boteză. O intrat în apă cu fata lui și au fost botezați amândoi și au rămas credincioși până în ziua de azi. Vreau să vă spun ceva. Candidați la botez atunci în Graz erau 11 persoane. După gestul lui Florin Gavrilovici, așa îl cheamă, o mai luat botezul și alții și au fost botezați 23 de persoane. Frați, surori, mami, tate, când au văzut copiii lor în apa botezului, un bărbat când au văzut nevasta lui în apa botezului, o dat haina jos și o spus, măi, dar nevasta mea e pocăită, îi slujește lui Dumnezeu și eu să rămână în lume, tot cu țigară, tot cu rachiu, tot cu prieteni, tot cu înșelându. Gata, de azi pun capăt. Și Dumnezeu a dat o mare biruință. Doresc ca Duhul Sfânt să cerceteze și inimile noastre. Și astăzi Domnul să vă dea dorință de pocăință. Amin.